De-a lungul carierei sale de poet, Vasile Must a fost distins cu numeroase premii naționale și a reprezentat România la Festivalul Internațional de Poezie de la Olomouc, Cehia. Poeziile sale au fost publicate în mai multe antologii în țară și în străinătate. Este vorba de o carte care se numește Eu nici în moarte n-am să pot muri, o carte de poezie de dragoste care apare la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. O carte care are o aventură întreagă până la apariția ei. Eu am trimis-o la Cluj, la editură, cu o lună și jumătate în urmă, și după vreo două săptămâni l-am sunat pe director, pe Dâncu, și i-am spus, trebuie să mai facem ceva. Ce vrei să facem? Cartea aproape gata de tipar. Zic, trebuie să mai adăugăm încă vreo 10-11 poezii în carte. Și el a spus, dar n-ai terminat-o. Zic, atunci era terminată, era terminată la data aceea și mai trecuse încă vreo două săptămâni. Și titlul cărții are o poveste interesantă. Iar înainte de a o intra la tipar, l-am mai sunat din nou pe Dâncu și zic, uite Dâncule, mai am o problemă. Și zic, despre ce e vorba? Zic, vreau să schimb titlul cărții. Și el zice, păi nu se mai poate, am plătit și se plătește acolo ISBN și nu știu mai ce la Biblioteca Națională. Și zice, acum e târziu. Zic, las că nu e chiar așa târziu, o să-l schimbăm. Și zice, cum vrei să-i spun? Cartea s-a numit inițial Pot greși pentru tine. Apoi mi-am amintit de niște versuri ale lui Bârlea, Pătru Bârlea. Versurile spun, tot mă mir de cel ce tace, că lui inimă ce face. Și mi-a plăcut atât de mult, dar am renunțat să îi dau așa o tentă folclorică și am ajuns până la urmă la concluzia să-i dau un vers de-al meu din carte, care se numește chiar așa, eu nici în moarte n-am să pot muri. Versul acesta include oarecum și suferința, pentru că m-a chinuit destul de mult această carte, care a durat vreo 7 luni și care acum este gata și miercuri va fi lansată la Singhetul Marmației. Nu mai e îngerul care te însenina, dacă mori să te trezim în zori, numai inima mea n-ar mai putea să te însoțească dimineața pe țărm. Unde sunt toți cei care au greșit parte din întunecare aproape de tine? Nu mai e soare pe țărm, nimic nu mai e să te însenineze, să te înlumine. Numai, da, Doamne, nu mai pot duce, nici mormântul ei nu o să-l știu. Vreau drumul meu dincolo în pustiu, sau lasă-mă în locul tău pe cruce. Lansarea volumului va avea loc joi 16 mai, începând cu ora 16, la Centrul Cultural din Sighetul Marmației.